Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 4 sau 5, nu mai știu exact. 5 octombrie, bănuiesc. Nu prea țin cont la zile așa tare, dar vreau să vă arăt o chestie, că atâta problemă cu reginele astea. Aici am o matcă de salvare. Am avut două măci de salvare, am avut că au rămas fără regină și le-am zis hai să vedem cum arată totuși o matcă de salvare. Ăsta chiar are o lună jumate că nu am aruncat un ochi în el. L-am văzut așa deasupra și am zis hai să-l filmez un pic, că totuși este această problemă. Prima dată acum mulți spun că nu trebuie restrânse ramele. Uitați unde s-a dus albina aia. Deci asta e cuibul care l-am lăsat eu. Și aici sunt ramele de după diafragmă și dacă tu nu restrângi deloc, da, o să pierzi această albină care e după diafragmă. Nu o să intre în cuib. De aceea trebuie organizate un pic. Sunt ele un pic rele acum. Iată ce de albină stă aici după diafragma. Așa, stă ele aici de plictiseală așa. N-au nicio... cum să zic eu. N-au ele așa un simț al orientării foarte bun. Când aș organiza cuibul pentru iernat, încă ea zice, hai mă să ne așezăm aici, unde ne prinde. Acolo e. Cuibul e cu totul diferit organizat. Noi scoatem ramele. Acele ramele scoatem afară. Facem selecția de rame. Anul acesta cu asta ne ocupăm. Selectăm cât mai bine ramele. O să mai rămână ele. Iată cum stă albina aici. Aici rămâne dacă eu zic gata, n-are probleme, poate să ierneze. Asta aici o găsește. Aici își găsește sfârșitul. Nu mai pleacă de acolo. Așa. Sunt foarte mulțumit de rezultatul de varoa. Infectare scăzută. Iată, astea deja papa au plecat. Așa. Au plecat. Au plecat pe lumea ailaltă. Bun. Imediat intrăm și în cuib. Dacă rămâne la 5 rame, 4, e super, dar până acum cam 5-6 rame, 7 cam asta e media la iernat la mine, dar nu așa, deci nu o să stea așa pe rame, așa cum stai aici, asta nu pot să spui că iernează 5 rame, scutură. Normal că nu-i convine, îi stric un pic, deranj casa. Așa. Mai au de găină, pocuși, câine, așa e pe la sat. Și haideți să vedem ce facem aici. Deci, iată, uite, iernezi așa cu rama asta aici? Nu, iernezi. Ia. Eu așa ceva nu țin. O, și scutur acum.
O și scuturăm acum. Acum facem deranjul maxim a unei colonii de albine. Rama asta nu e de ținut în cuib în niciun caz. Așa. Următoarea. Deci aici avem o matcă de salvare. E bună sau nu e bună? E bună. Puiet nu mai avem deloc. Din 20 de familii am găsit la unul, dar mai puțin așa. Asta e o ramă foarte bună de a intra în iarnă. Mai iarna și asta pe 5 ramele, ce văd eu aici. Deci, dăm gaura. Nu că n-ar ierna și fără gaură, dar este, pentru mine e un obicei ăsta, am văzut că e bine și o voi folosi, în fiecare iarnă o voi folosi. Așa, o ramă. Iată încă rama cu care am adus larvele, este aici, ramă cu larve. De aici provine matca, de la această ramă. Bun. Binișor. Deci e binișor. A stat foarte mult timp fără matcă. Mai arunc eu așa o privire după o matcă, dar mă uit după mâncare, după spațiu. Nu, încerc să surprind mai multe aspecte. Să nu deschizi doar așa de frumusețe stupul. Mă uit că în celulele goale deja albina a intrat. Urmăresc să nu urtesc albina. Ea se dă un pic la o parte când vin eu cu bățul. Deci două rame. Linișor, foarte frumos, foarte mulțumit de cum arată albinoțile. Acum, în mod normal, dacă ați avut grijă de ele, și albinele arată bine, dacă nu, dacă au fost lăsate mai așa mai la întâmplare, atunci nu arată bine, n-are cum să arate bine dacă nu le îngrijești. Iată, a treia ramă, asta arată și mai frumos, mai bine, mai plină cu albina. Coronița exact cât trebuie, nu e nicio problemă, spațiu bun de iernat. Deci la 5 rame rămâne. Scoatem. Patra ramă. Nu e așa că e bună o matcă de salvare? E bună. Cred că va ierna chiar pe 6. Aici avem miere mai multă. E bine. Arată bine. Este albină. Multicicanul acesta, multicical bine. Pentru mine aici la zona acum care iernează 20 de rame, să zic așa, da? Atunci nu mai pot să zic că e multe, e puțin atunci, dar dacă mă compar cu care au rămas cu 3 rame de albine, atunci e multă, da? Depinde cum te uiți. Poți să te uiți
multă sau păstrește puțină, depinde cum, cum vrei să vezi. Bun, deci, cum voi proceda? Eu, această albino scutur, va ierna pe 5 rame, nu o las, deci rama asta nu o las, asta o iau și o scutur, dar mă uit un pic de matcă, o zăresc, fiindcă chiar dacă e albina stăia așa cum stă, acum e ușurică, matcă nu e. Albina se dă de obicei de o parte de pe ea, nu stă grămadă. Scuturăm aici între astea, între cele două rame. Bun. Acum câți ani eram adept iernării pe o ramă, pe două, pe trei. Chiar cred că o să ajungem și la o colonie care a iernat anul trecut pe o ramă. Am filmat-o. Mulți erau curioși cum s-a dezvoltat, o să vedeți. Anul acesta nu mai e pe ramă, clar. Deci iată, rama asta o scoatem afară. Nu că n-ar fi putut fi lăsată, poate fi lăsată, dar eu o scot afară. Se duc bufnițile la culcare, îmi cântă pe aici. Așa. Deci asta e rama care va ierna. De ce? E plină cu miere. E o ramă perfectă pentru iernă. Ia uite. Ați văzut acolo, nu-i prea... În mijlocul cuibului nu trebuie să ai multă miere. Aici trebuie să ai multă miere. În margine, că nu vreau să curtesc albina. Pun așa, la o găurică, asta va ierna perfect. Apoi în primăvară mai vii cu o turtă proteică. Acum atâtea păreri sunt cu turta proteică. Eu am luat concluzia că toamna n-am de ce să-i dau turta proteică, o țin mai bine pentru primăvară. Păi, dar vrei mai multă albină de atât? Am și mai multă, o să vă arăt și așa ceva. Acum, aș putea întrerupe filmul, dar aduc cartonul. Aducem cartonul cu care izolez. Ca să le tai de aceea, încet un pic. Două secunde. A trezit și cocoșul. Deci alături ne susține de toate animalele, și păsările, și cocoșul, și găina, și bufnița. Toată lumea a dat bună dimineața, să zic așa. Bun. Așa, punem aici o foaie de carton. Mi s-a părut cea mai bună iernare de când am început eu cu albinuțile, cartonul. Cartonul e foarte bun. Și lateral, și deasupra tot carton frumos. Se scuze albinuțelor. Anul ăsta oricum nu vă mai deranjez. Până anul, mă mai uităm așa din când în când. Aici punem tratamentul. Tratamentul ăsta e mană cerească. Încă nu se poate renunța la tratament chimic, fiindcă e chimic, că e amitraj, că e taufavilant, că ce o fi, e un tratament chimic deocamdată. Încă nu putem renunța în totalitate, dar
dar avem rezultate. Avem rezultate că nu trebuie să contaminăm toate ramele, de exemplu, cu miere. Eu pot acum extrage miere pentru consum, ramele care le-am scos de aici. Ramele care le-am scos de aici, de exemplu, pot să le extrag pentru consum, că dar oricum vii cu turtă deasupra. Și dacă țin acele rame cu miere, anii trecute am tot ținut acele rame cu miere, dar ce să fac cu ele, că primăvara tu nu poți să-i pui tu o ramă din aia. Am avut un an în care am încercat să pun deasupra, ai numai complicații. Așa că cel mai bine scoți afară acea miere și dacă tot n-am tratat până acum cu nicio substanță, de ce să nu profit de această situație să scot miere bună de consum? Căutăm un băț. Acea miere va fi bună de consum, o vom folosi noi. Înțepenim un pic diafragma. Ce frumos stă aici iar. De fapt, în filmul anterior ați văzut ce frumos stă albinuțile. Deci ăsta din 20 de colonii am unul singur pe 3 rame. E o performanță extraordinară. E o performanță extraordinară personală. Acum totul e plin de albine, toate lăzile. Să am așa familii și din astea sunt și pe 6, pe 7 rame, de niște colonii mari. Bun, trecem la următorul film. Dacă vreți să vedeți rezultatul la păduci, vă uitați la filmul anterior. Acum trecem la colonia de lângă. Sunt curios și eu, mai facem așa un film, că până la primăvară cam nu prea mai avem ce să filmăm, o să mai filmez așa câte o colonie. Lucrarea este identică, dar diferă un pic aspectul coloniei, cum arată, cu fiecare cum îi place să vadă despre albinuță. Hai mai departe. Bun. Cam atât, da? Oprim și trecem mai departe.